apucat de turnat. Vrei să tur toată partea asta. Și aici în față la fântână. Colțul ăsta l-am turnat. Și am toată partea asta. Sper că termin. Întindem betonul.
are dreptar. Așa merge lucrarea. Dacă aveți nevoie să vă turnați acasă, puneți mâna și vă turnați singuri. Nu mai așteptați meseriași. Luați-vă ciment, balastru, plasă de sârmă de 5 striată și vă faceți singur, nu e greu. Important e să aveți grijă să dați pantă ca să scurgă apa. În rest, e simplu. Și mâna de ajutor, și pe betonieră, și puneți mâna și o faceți singuri. Și nu mai stați după nimeni să vă ajute. E foarte ușor. De tornat. Dacă aveți un trotuar, sau ceva de făcut, faceți singur. Ce faceți voi cu mâna voastră, nu face nimeni. Trebuie să-i dăm puțină pantă de la fântână, să ducă în partea aia apa. Acolo o să-i fac un șanț. Ca un fel de rigolă, n-am mai cumpărat rigole pentru că sunt foarte scumpe. Și am făcut un gen de șanțuleț în beton cu ajutorul unor zgheaburi. Unor zgheaburi de casă, depuse acolo la scafă. Am bucat asta și aproape gata. Cam așa este lucrarea. Ui, că este destul de bine. Plasa-n pus. Nu văd de ce s-ar crăpa. Ciment am pus cât a trebuit. A intrat aici 10 saci de ciment și o remorcă de balastru de tractor, dar din aia mică. O plasă de 5, o
diametru la fier striat și lată de 1,50 m și lungă de vreo 10 metri. 1,50 m pe 10 metri. Cred. Am dat, s-a scumpit mult fierul. Am dat pe plasa asta 2.200.000 și pe ciment 24 de lei sacul. 2.400.000. Și toată lucrarea asta m-a dus undeva la 2.200.000 cu 2.400.000, 2.600.000, 4.700.000, 1.000.000 balastru, 560 de lei. Toată lucrarea asta de tornat. Dacă mai luam și pe cineva să toarne aici, mai ajungea undeva la 8 milioane plus mâncare, plus băutură. Așa am apucat eu. Aia am o bucățică și gata, de 2 metri și termin. E aproape gata lucrarea. Mai am aici o betonieră de tornat și gata. Am pus zgheabul ăsta, burlanul, ca să fac un mic șant, să strângă apa și să curgă pe el. V-am mai spus că nu am avut posibilitatea să mai cumpăr și niște rigole. Era mult mai frumos și mult mai respectos, dar am făcut ceva țigănie, pot să-i spun. Dar asta e. Cam așa ieși, toată. Hei, hei! Nu pe acolo, nu vă jucați. O să cădeți în ciment. Cam așa. Sunt foarte mulțumit cum am ieșit. Acum trebuie să dau blanile astea jos. Și vreau să deșesc puțin lunga ca să nu rămână martină. Dar o mai las puțin să încălească. Să se usuce, să usudăm. Vreo 5 zile trebuie dată în fiecare zi, că dacă nu crapă. Și cam asta e munca pe ziua de azi. Cu betonieră și am încheiat lucrarea. Mi-a luat ceva de la ora 11 până la de la ora 11 până la 4 și încă mai am o jumătate de oră de lucru. Dar am terminat și a fost mult, s-a dus. Lucrarea. Aici v-am spus că nu vreau să las lungă ca aici și am teșit-o puțin. Mai vin copiii cu bicicletele, cu trotineta electrică și să nu se lovească. Cam așa a ieșit lucrarea. Dar zic că a ieșit destul de bine. Și acum trebuie să spăl. Să spăl betoniera, roaba. Mai mi-a rămas puțin nisip și un sac jumate de ciment. După ce spăl toate astea, mă duc să mănânc și eu ceva, că n-am mâncat nimic de aseară.
și să stau puțin, că mă doare spatele, că am stat aplecat. Dar a meritat, a meritat, chiar îmi place cum a ieșit.